Там Галина. Я говорю. Почти со зомби ворну. Я говорю. Ben okuyordum diye sen. Gel gel. Плохо-то сейчас я встану. А чем взял я встану? Плохо-то ты? Ты нам сейчас... Ну, я думаю, так я сегодня... Нет, так. Я не могу. Я на земле с вами. Старый мой. Я понял.
Nicolae Capton, cerul cuvântate, tu ești mândria noastră în toate, tu ești o vasă de rumină, te potolești pietre de carte. Liceu de frunte și de slavă, cu tine ce ești toată, și alți pot spune cu mândrie, tu ești spre viitor o poartă. Dragi prieteni, astăzi această poartă se deschide pentru absolvenții claselor a 12-a. Timpele se scurt irreversibil din lecții de-a timpului și iată ne ajung din nou la ultima lecție a acestui an de învățământ. Este o lecție de delan, a viselor, succeselor și realizărilor. Școală, alinierea la drapel. Onorată asistență, stimați oaspeți, școala este locul unde mereu am de făcut înțelepciunii. Profesorii și învățători o transmit generațiilor de copii care trec prin liceul în sperânt. Noi, elevii, suntem acei care ne ținem această bătălie aprinsă pentru generațiile următoare. Astfel, ea nu se va stinge niciodată. Anul acesta, bătălia este transmisă celor ce vin din urmă, de către elevii claselor a 12-a, claselor absolvente, de care ne invităm la Cariolul Tulem. Onorată asistență, stimați profesori, dragi elevi, nimic nu există de lumea aceasta ce nu poate fi cucerit. Prin muncă și perseverență, obții orice. La cât aceste munci titanice, pe măria sa, profesorul. Din numele colectivului pedagogic, cu un cuvânt de felicitare, vine directorul liceului, doamna Boris Maricica. Trăim o clipe emoționante la sfârșit de an. Este un an de studiu plin de realizări și succese. Este o zi deosebită pentru noi toți, pentru elevi, profesori, pentru părinți. Fiindcă ziua de 31 mai întotdeauna se asociază cu un bilanț. Astăzi, la această sărbătoare,
Direcția liceului, de asemenea, vine în fața voastră pentru a prezenta bilanțul muncii voastre a elevilor, a profesorilor, dar și a părinților. Succesele noastre sunt foarte îmbucurătoare din anul acesta. Pe masa prezidiumului stau diplomele voastre care reprezintă munca voastră, dăruirea profesorilor, dragostea și blândețea părinților voștri. Voi începe cu olimpicii care ne duc faima liceului nostru, nu numai în raion, dar și în Republică, chiar și dincolo de hotarele țării noastre. Se distinguează diploma de merit, elevii pentru locul întâi, elevii clasei a 11-a, Burzum Ana, pentru performanță obținută în cadrul Olimpiadei la limba rusă, este și olimpică republicană. Olimpicii vor fa plicul cu primii de la secretară pentru că trebuie să înfermăm. Rezidentul Irina, pentru performanță obținută în cadrul Olimpiadei la mai la limba rusă, locul întâi. Bunescu Elisaveta, pentru performanță obținută în cadrul Olimpiadei Română limba română, regizor de trei olimpici republicani. Locul întâi se desemnează Valeria Stac, pentru locul întâi în cadrul Olimpiadei Română la educație fizică. Vitu Victoria, clasa a patra, locul întâi în cadrul Olimpiadei Română limba română. Olimpiada Republicană la Economie. Tatarul Ion, mențiune la Olimpiada Republicană la Economie. Trebuie să mă adevărat economist în liceu. Avem diplome pentru Ana Nebrigan, care a fost locul întâi în partea Republicană a concursului de la Oameni în Selecțiune, Edita Nicola Stănescu. Gradul 2, diploma de gradul 2 pentru merit deosebit la participarea în cadrul Olimpiadei Republicane la Ecologie. Ecologist, de asemenea, noi este o parte o și ecologie, pentru că este deosebit de importantă. Bărbacar Mia, absolvent de clasa a 12-a și de Tivo Alexandru, care a lucrat într-un proiect de zomor în limba engleză la susținut. De asemenea, se discernează cu diploma de merit din partea Consiliului Consultativ al Elevilor din Raionul Sângerii, Barbacar Lia, care este președinta Consiliului Local al Copilor din liceul nostru, care ne-a prezentat în cadrul Raionului liceu. Aplauze, am zis aplauze, de asemenea, elevii noștri participă în diferite proiecte republicane, dar și internaționale, un proiect care a participat elevii noștri în Polonia, școala tânărului lider în business, viitorul businessman, am fost dată numai limbă matematică, facem totul în liceu. Vă pregătiți pentru viață. Elenota Palati, absolventa clasei a 12-a și suport din partea Asociației Părinților. Vrăsul Sergiu, Sighetivul Cristian. De asemenea, pe parcursul anului, elenii noștri au părit acest timp de Să-ți spui cum.